37 de grade Celsius la ora 13, temperatura resimțită în capitală. Unii aleg umbra, unii aleg soarele, însă chiar și așa, medicii atrag atenția, nu vă expuneți la soare între orele 11 și 18. Bucureștiul și 8 județe din sudul țării au fost toată ziua sub avertizare de cod roșu de caniculă. Meteorologii spun că e depășit frecvent pragul critic de 80 de unități al indicelui temperatură umezeală. De mâine se mai atenuează puțin acest val de căldură. Nu va fi foarte bine, dar oricum o să simțim temperaturile un pic mai scăzute. Pentru mâine codul galben se va menține în partea de sud-vest și de sud, iar cod portocaliu va fi în județele din jumătatea sudică a Olteniei și a Munteniei, inclusiv în zona capitalei, mâine cod portocaliu. Cei mai afectați de temperaturile ridicate sunt bătrânii. Grav este că chiar și cei care știu la ce riscuri se expun ies din case la orele prânzului. Mai bine afară în parc decât în casă? Da, da, haide un pic de vânt. Nu supăr așa de căldură. Apa am luat. Luat apă, patru înghețate. Doar la umbră. De ce ați ieșit din casă? Nu poți să stai în casă 48 de ore. Câteva ore mai ieși. Da. Nu ne deplasăm, stăm la umbră. Suntem în situația în care ne confruntăm cu situații de deshidratare la nivelul organismului, deshidratare care generează un stres suplimentar pe tot sistemul cardiovascular, care cu cât e mai slăbit sau mai bolnav, cu atâta riscă să se destabilizeze și să degenereze într-o boală acută. În ciuda recomandărilor, de multe ori pasiunile contează mai mult, astfel că într-un foișor din zona Obor, jocul de table nu se oprește nici dacă e cod roșu de caniculă, cu 40 de grade la umbră. Să uităm de căldură. Jucăm table. Am și o sticulă de apă aici, așa. E total insuficient. În zilele toride trebuie să bem cel puțin 2 litri de apă. În capitală au fost amplasate încă 10 cișmele, în Herăstrău, Cismigiu și Tineretului. Prinde bine? Aparece? Da. Cum e? E bun. Dacă în sudul țării temperaturile au fost extreme, în vest și centru furtunile au fost pe măsură. Seara trecută la Oradea a fost emis mesaj ro-alert de furtună și la scurt timp a început o ploaie în aversă, însoțită de un vânt puternic. În Harghita, mii de gospodării au rămas fără electricitate din cauza avariilor produse de vijelie la rețeaua de alimentare. Grindină de mari dimensiuni a căzut și azi în Sibiu. În Banat, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și local în Maramureș vor fi furtuni cu mari cantități de apă pe metru pătrat până mâine.